Monica, mulțumim din suflet că ne-ați primit. Este o onoare pentru noi și m-am gândit să nu vin cu mâna goală, v-am adus și o sticlă de vin. Nu știu că dumneavoastră nu prea aveți. Eu nu prea aveam cu alcoolul, cu astea, dar mulțumesc. Binevenită, mai sunt invitați pe aici care mai vin și zic o cafea, o apă, da, un bar de vin. Uite, cu da, este un vin bun, pe ăsta îl beau și eu și chiar... Mulțumesc mult! Mi-a plăcut foarte mult ce a spus dumneavoastră la un moment dat, când am plecat de acasă, le-am promis la mei că atunci când nu o să mă le-am întorc... Promis. Nu le-am promis, sau le-a spus că atunci când o să mă întorceți... Pur și simplu. Eram băiat de mai șmecherit așa, da. Eram câțiva băieți, în centru, pe la Lido, pe la Ambasador, pe la Tenepala, în Blancu Valiută, stăteam între artiștii de atunci și... Aurelia Andreescu, Dumnezeu să-l ierte, Dan Spătaru, toți erau oameni care noi când intram în bar le puneam o sticlă de whisky pe masă. După aceea am participat și noi la distrugerea ficatului. Dar asta așa era atunci, eram tineri, ei erau tineri, le și plăceau. Petreceam frumos în... Noi aveam cabarete ca la... ca Folie Berger, ca Lido de Paris, la... Atunci, în România era Europa, era Elveția Europei. Da. Până să plec eu. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Dumneavoastră în 75 ați plecat, dacă 75, da, 75, 30. Dar vreau să spun, era Melodie, era Tenepal, era Atlantic, era la, era la Doina, era la... Numai barul de noapte cu balerine și unde se roteau cântăreții. Că până la urmă, Melodie l-am avut și noi. Da. Eu cu fratele meu, cu vorbim, cu pițurcă, cu l-am avut noi vreo 5-6 ani, da? Pe noi ne costa, în loc să câștigăm câteva mii de dolari, dădeați afară. Dădeam de la noi, pentru că venea ăla, venea fotbaliștii, venea, nu-i lua bani. Mi-a ceva de ce fac, nu-i lua bani. Gata, după 4-5 ani zic, închideți. Și se trăia bine în România. Asta vreau să întreb, să trăia bine, nu? Adică dacă erai descurcăreți și... Găseai țigări, Kent, Marlboro, tot ce vrei pe piață, tot. Dubonet, băuturi, mi-aduc aminte, ce... Toate le găseai, dar... Mai încolo s-a stricat... treaba. Cușmelia. Și atunci... mi-a venit în gând, așa, să plec. În oraș eram și cunoscuți ca băieții... Da. Băieții. Bad boys care... Bad boys, băieții răi, da, exact. Care umblă cu valută, cu gagici, cu nu știu ce, cu nu știu cum, cu cântăreți. Cântărețe, pe ce să fie cântărețe? Eu nu erau ochii pe noi, care eram doldura. Aveam cașcavalul și frumos de lei. Și bine îmbrăcați. Țineam dolarii. Pă, știi unde e Franklin, strada aia de la Lido până la China? Franklin, da. Toate burlanele alea erau pline de dolari și de valută. Le ascundeam, că nu le țineam. Țineam lei, dar nu țineam. S-a dat și legea aia cu 153, dacă n-ai muncă, te băga la ăla până în 6 luni să faci 2-3 luni și ne feream. Da. Și ne angajam la mișto undeva și așa mai departe. De se și, putea. Deci eram cunoscuți, aveam o Dacia lui tata săracul, care un alb 13, care eu luam pentru câteva ore și vedeam după 2-3 zile. Și am plecat, am fost prins la Herculane cu Vioră Stradivarius, cu niște prieteni, cu o călăuză, să trece în graniță și știu așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult, i-a spus cuțitul, aș vedea genul, că prima dată v-a dat în gât sau nu, era gen selecta, pe unii dădea în gât, pe alții. Erau călăuze dintre astea care o serie o dădea, o serie o trecea. Da. Am căzut când ne-a dat. Și tot el ne-a trecut, dar ne-a trecut... A doua zi, sau... Da, mai târziu, peste luni, dar ne-a trecut cu cuțitele la gât. Trei cuțite care dacă ne dădea, muream și ne închidea și mâine murea și el. Ce poveste. Îți dai seama. Dar prima dată ne-a dat. Și acolo avem o vioară, cumpărasem de la Fundulea. Erau lăutari, că e o comună de lăutari acolo. Da, lustruită, făcută. Mă gândeam că iau 1 milion la o licitație la Roma cu ea. Ne-a prins la Herculane, ne-a dus la Beș la rest și ne-a dat 5 zile de arest. Ne-am confiscat valuta, l-au luat și pe un unghi de-al meu, l-au cotrăbărit mașina tot. Da. I-au luat și 4.000 de lei, că îi dădusem eu, 4.000 de lei, ne ducă până acolo. Că nu i-am zis că mă duc să trec graniță. I-am zis că mă duc să facem niște combinații, cu umbrele, cu niște inele, cu nu știu ce. Veneau mulți polonezi atunci la noi. Într-adevăr făceam cu ei negustorie, cu polonezi atunci. Da.
Și ce să mai, ne-a dat 5 zile de arest, ne-a ținut 3 la Reșița, la Beci. Acolo mi-a spart și chitara asta, vioara în cap, că era falsă. Și am crezut că ăsta e nebun, dă cu 1 milion de dolari în cap. Sau o fi falsă, era falsă, asta e. Și atunci vin acasă. Vin acasă și ai mei se strângeau la, erau 4 frați, tata și încă 3 frați, tata lui Gigi și încă 2 unchi. Și erau lângă casă, lângă casă. Și se strângeau la casa lui tata pentru că bunicii stăteau cu, la tata. Da, în casă. Și eu cam uite, avea o teracotă acolo, se strângeau toți. Și când m-a dus de la circa 17 după la gară, după acolo, m-a dus acasă, toți. A, ce ai făcut, ce ai dres, ce ai dres, ce nu știu cum. Vă rea rușine așa un pic de... Mie era, ce era să fac, unchi cu tare. Unchi, tu dai seama că eu până la 10-11 ani pupam mâna la bunici, la unchi, la astea, ca la noi la machinări. Da. Tu dai seama cum, ce buze crăpate aveam când pupam mâinile alea care arau pământul, mulgeau oi și așa mai departe. Asta e. Și eram supărat așa și l-am zis. Și unul, tata lui Gigi, mai mult mă cicălea. Bișnițarul. Și la Herculane, unde vrei să mergi? Să plec, vrei și eu în lumea bună, în lumea civilizată, cu tare. Aici o să mori acum, stai liniștit. Vă luăm un pic moralul. Nu aș te cunoaște poliția, cu tare. Păi, unchiule, uite care e situația. Eu o să plec odată. Odată și odată o să plec. Și când o să mă întorc, mașina cu care o să mă întorc eu, nu o să intre pe poarta unde bagi matale Mozdici 408 sau 12, nu mai știu, foarte și tare. Tata Dacia. Nu o să intre. Și ce ai zis, mă? Copilul ăsta se droghează, domnule. Păi de-aia nu vine acasă pe 2-3 zile din oraș, că nu munceam. Se droghează copilul în oraș. După aia, dar dai seama, eu aveam voința asta să am un viitor, să fac ceva, da. Și zic că nu mai e de mașini, da, când o să mă întorc eu, fiți atenți, coșmeliile astea care le-ați făcut voi, că erau case de alea, stil vagon, da. Dai seama, da. Dacă aveai 3 băieți și fiecare era însurat și cu nevastă, ca să ajungi la, într-un ultimul dormitor în bucătărie, treceai pe la toți. Nu te dormeau cu nevastă, treceai peste ei. Și atunci ne-am zis, coșmeliile astea ale voastre, care le-ați făcut voi aici, o să vină un trailer. Ce ai zis, mă, ce e ăla trailer? Da. Eu nu înțelegea să era cu ce. Trailerul era ăla care dărâma, care da, trailer, spuneam eu, știu eu dacă s-o fi chemat așa, dar și ai spune, auzi, domnule, trailerul să ne dărâme casele astea care le-am făcut noi cu mâinile noastre. Mânuța noastră, munca noastră. Legați-l și haideți la spitalul nou cu el. Copilul nu mai e sănătos, a luat o razna. Aveam 20 ceva de ani. Mai trecut două trenuri și am plecat. Trec peste toate astea, trec 30 de ani sau 20 și ceva și vin în 90 cu un Mercedes 560 SL nou-nouț. Dar unchiul murise cu 10 zile înainte. Știu, cu 10 zile am citit ca să la scuipa pe Ceaușescu toată viața lui la televizor când apărea și, țăracul n-a și el a murit cu 10 zile înaintea lui. Și erau ceilalți. Da. Verii lor cu tare și mă așteptau la poartă. Erau la poartă. Atunci nu aveam bar, bughi, cum aveam acum acolo. Și am claxonat, deschideți și am băgat Mercedes-ul. A trebuit să trag de oglinzi ca să intre pe poarta ăla. Aceleași poți erau. Aceleași nu se schimba zero nimic. Și casele și tot. Ați văzut, mă, oameni, bă, ce v-am zis eu. Peste un an și ceva s-au început să dărâme casa. Prima casă, al tata, după aia, al unchii mei, după aia tot. Du-te în piper acum și uite-te să vezi. Da, eu în zona aia stau și le cunosc foarte bine. Poftim. Și după aia le-am zis, băi, oameni, bă, stăteau la pe un scaun acolo, unii în picioare, unii pe iarbă, erau niște plopi pe margine. Bă, gata, cum avea Ceaușescu, plopi de aia, bă, gata, spun toate cărările țării. Pe drumurile țării. Și atunci le zic, băi, frate, bă, tată, zic, dă-i și mie aici 4 rânduri de viță de vie, era vița aia de vie 1001 în care făceai vin. Da, bine. Dă-i și mie 4 rânduri aici să intru mai încolo și să fac și un bar
Și să ne vedem și noi la bar, să bem o cafea cu tare. Ce ai zis, mă? Nu se poate. Să intri, mă, și Doamne, bară! Munca noastră, păi, de viață. Bă, tu bară, da. Doamne, ferește! Și zicea că vorbesc ceva de, da. De pe altă lume. Mai în fața lui era o verișoară de-a lui, o mătușă de-a mea. Zic, bă, mătușă, îți dau 200 de dolari pe 50 de metri aici, să fac și eu un bar, un așa. Tot pentru noi. Ia, băiatul, tante, și am făcut barul, bă. Barul, bă, e 91 l-am făcut și le-am zis, bă, de barul ăsta o să vorbească toți macedonii care pleacă, vin în America, care au neamuri, că sunt mulți acolo. Da. Mai ales la New York. Și zic, o să vorbească în America. Azi toți, zic, unde ne vedem la buchi? Da, și știu că niciodată nu e, adică nu se plătește... Nimic, nimic, da, știu, da. Nimic acolo, da. E barul unde familie, care l-am făcut, da, eu, cum, da. Al măștii, da. Acolo și apropiații. Avocate, femeile intră mai rar acolo în bar, dar vreau să-ți spun. Da, da. Și bar, ca aici, așa frumos, da, da. Elegant. Nu știu dacă ai intrat. Am fost, da, cum să, am fost cu Machi, cu ea. Să bea cafea, să bagă un miel la cuptor, avem și bucătărie. Dar am făcut un bar și toți unchii mei, eu niciodată, până au murit toți, până acum 2 ani au murit ultimul mohican, 90 ceva de ani. Mai e unul, wow, de 100 și ceva, dar nu prea venea la bar. Longevivi. Da. Eu aveam masa mea cu bătrâni. Toți bătrâni. Câte unul s-au dus toți. După ce am făcut barul, 95, după mondialul din America, cred, bă, m-am gândit, zic, bă, tata, nu mai avea Dacia aia lui, luase un break acum. Că mai ducea animale, mai făcea, mai tăia la obor, mai... Și am zis, aia să-i fac, mă, și eu. Și am cumpărat un Mercedes de 190 în Germania. Am chemat un nepot, dar nu să-l ia. Am venit la București și ăsta îmi dădea telefon la Giurgiu. După aia a intrat la București. Nu a apărut seră de asta, să o creadă. Intru acum, mergem mai acolo, două jumătate de ore ajung. Și zic, bă, tată, eram toți acolo, ce bar. Zic, bă, tată, ce culoare avea mașina aia cu care te supăra meu pe tine, bă? Ce, bă, era un al 13. Dacia al 13.300, bă, tată. Și numărul era OB4056. Și ți-o luam pentru câteva ore. Și el avea și gugoșerie la hala 3 ani. Trebuia să se ducă cu mașina la 3, să frământe la 4, că la 5.30-6 veneau... Oamenii care lucrau la construcții mai luau și două gogoși la pachet și un cico de ăla și treceau și prânzul cu ăla. Da, așa este. Ziua, tata, zic. Mai stăm, mai bem și aud motor afară că a venit. Hai, bă, tata, hai să ieșim. Hai până afară. Uite, mă, tata, zic. Cum e ce alb era? 13. Uite, bă, tata, eu ți-am făcut probleme cu o Dacia al 13. Eu îți fac cadou un Mercedes de 190 al 13. I-a venit să credă? Da, da. Și când îți povestesc asta, îmi vine să... Am observat. Da. Sunteți foarte emoționat. Pentru că, dai seama, când s-a urcat la volan, Mercedes, a luat pe toți prietenii lui, i-a dus în Bulgaria, că erau la Silistra, acolo, au trecut cu Bacu, la Călăraș, fericiți, înțelegi? Cred că și dumneavoastră erați de fericit când vă uitați la el. Da. Păcat că a murit tânăr, da. Păcat de unchii mei, tata lui Gigi, care era cel mai, cum se spune, să-l vadă pe Gigi. Uite cum e, uite cum a ajuns. Da. Că el niciodată nu le dea lui Gigi. Mă, tată, să facem aici... Taci, bă, că nu știi tu, eu știu. Îi spunea lui Gigi, da. Păi ce să-ți mai spun? Gigi cu Victor au fost copiii care au stat numai lângă părinți. Tot timpul. Cu animalele, cu astea, cu astea, i-au ajutat tot timpul. Eu... M-a pus tata să mulg aia la 17 ani și mi-a dat o copită și mi-a vărsat tot, mă îmbrăcă și m-am la Lido. N-am mai venit 3 zile acasă. Apropo, deci aveți regrete? Adică v-ați dori să mai trăiți, să mai retrăiți acele momente? Păi da, cine n-ar vrea? Cine n-ar vrea să înceapă viața? Păi câte știi acum să le știi la 20 ceva de ani? Tu îți dai seama. Dacă ați lua-o de la zero, ați ajunge la fel de sus? Nu știi, trebuie să ai momentul, trebuie să ai inspirația necesară. Până la urmă e tot un destin, un joc, un azar. Pentru că pur și simplu
Mie mi-a venit ideea asta strașnică ca să fug de lumea periculoasă din Italia și așa mai departe. Să îmi fac o viață, mai ales că cunoscusem pe nevastă mea. Nevastă mea e columbiancă. Știm, uite-o pe nevastă. Uite-o pe nevastă mea. Uite-o acolo, e cu aia mică. Da. Aia mică de acolo face 22 de ani acum. E, să vă trăiască, domnule. E studentă. Nu v-ați gândit niciodată să rămâneți în Columbia? În Columbia, că știu că nu. Avea păi o star... nevastă mea acum e Columbia. A fost cu una din fata mijlocie pentru că a murit soacră mea acum 2 luni și m-a revândut niște apartamente, niște cutare, cu Bogota termina. Și a luat un apartament la Santa Marta, lângă ocean, e orașul lui Valderrama, Pibe Valderrama. Valderrama, ce fotbalist. Eu cu el acum 7-8 ani. Și pe plajă. Și a făcut în casă muzeu, trebuie să dai $5 ca să vizitezi muzeul lui, da? Cu cupe, cu de-astea, cu Montpellier, cu nu știu ce. Dar... vine nevastă mea acum și se aduc copiii pe rând. Nepoții se duc în apartament, 3-4 camere, stau la plajă, 2 săptămâni, vin înapoi. E drumul lung. Drumul lung, da. Drumul lung. Greșesc când spun că socrul dumneavoastră a fost declarat erou național acolo în Columbia? Sau greșesc? Socrul meu, da. Socrul meu a fost pilot de Boeing. Da. Mai avea un an și ieșea la pensie. Asta se întâmpla. Deci eu o cunosc pe nevastă mea în august 1983 și în noiembrie, 27 noiembrie 1983, uite-te pe internet și o să găsești Tulio Hernandez, capitanul Boeing-ului cu 198 sau 200 de pasageri. Au căzut la Paris, la Barajas, înainte de pistă cu trenul lăsat, cu roțile lăsate. Din cauza alturii, turnului de control, nu știu cum, că s-au judecat 15 ani. Soacră mea cu turnul de control cu, cu Iberia, da. Și a câștigat 3 milioane, a cheltuit 2 ori mai cu avocații de dolari. Dar asta a fost, că eu cu nevastă mea m-am dus, ce să vadă, ce să recunoști, că bine era toată... Asta e. Și poate a fost spre binele meu, că poate ea s-ar fi întors la Bogota, dar... că rămânând fără tată, așa, poate a găsit și sprijinul în... Corect. Toate că între mine și ea sunt 5-6 ani diferență, nu sunt prea mult, dar... Atitudinea dumneavoastră, faptul că o protejați, că o iubeați. Da, da, da. Și atunci eram cam sugrumat, pentru că... cum să spun eu, mai cheltuiem bani, mai și jucam la cazinori, mai asta și nu știu ce, a doua zi mă uitam pe prețul, dacă mi-ajung banii, da? A fost un început mai greu, dar fericit în acela, la Paris, îți dai seama, orașul care îmi place mie cel mai mult, orașul în care eu râd tot timpul. Revoluția m-a prins la Paris, dacă nu mă înșel. Era la Paris. Era la Paris. Era la Paris, jucam table cu, cu cineva. Spuneați că mâncați un croissant, beați cafeaua și ați văzut la televizor cum dădeau... Da, păi ceva, că în România, revoluție. Gran revoluție în România. Dă-i drumul, caută televizor. Dădeau francezii. În continuu. Dă-i telefoane acasă. Băi, fraților, ce se întâmplă? Bă, auzim de la aeroport, în pușcături, cu toate. Zic, eu, bă, frate, nu vrea să cred. Ce între timp nevastă mea rămăsese însărcinată cu prima fată și însărcinată, nu eram... Nu eram însurați, eram cu tare, i-a spus lui maica sau... Eu îi spusesem lui tata, că am cunoscut o creolă și tata nu știa ce e creolă. Eu îi spusesem că e bronzată, mă, tată, ca la noi când veneam de la mare, creolă. Și de unde e? Din Columbia. Și o fi negresă. Băi, tată, nu e mă negresă, mă, tată, e bronzată, zic. Eu nu-mi dădusem seama în prima dată. Da. Nu mă, să o cunoșteți. La aeroport turneam, să o cunosc. Exact. Tata zice, bă, dacă e negresă, eu nu o primesc acasă. Și dă-i cu tare, nu știu ce. Și... femeia s-a dus acolo, dar norocul ei, a tuturor, că sora mea făcuse liceu cu profil de limbă franceză. Și avea o traducătoare. Da. Altfel cum se înțelegea? Tata, și a rămas cu si. Și a stat 10 zile, 2 săptămâni. Mi-a adus înregistrări, cum mă
salutau toți. Foarte tare, de ziua dumneavoastră, da? Lucian avea 5 ani sau 4 ani. Nenelu, la mulți ani, cu tare, de sărbători, copii, toți. Dă-ți mă, când mi le aducea, începea gol să în plâng. Stomac, da? Da, da. Direct. Și uite așa, au trecut anii, au fost momente frumoase, chiar dacă situația economică nu era ca mai târziu, dar sunt momente de care ți-aduce aminte cu drag. Am văzut o casetă acum câțiva ani cu Gigi și cu Victor la bar acolo. Eram cu toți, alți verdi, ai noștri. Și a venit unul și zice, bă, am caseta de la Giovanni, de când a venit Stella și Matai era în Germania. Eu m-am gămut și am băgat-o și când am văzut... Wow, ce tare! Doamne, cu unchii mi s-a urcat pe masă, cu o sticlă de whisky, cu mătușa, cu mama lui Gigi, care îi spunea că nu mai bea, nu știu ce, toți... Lucian, ăștia, Michiduț, ăștia erau copii de 3, da. 4 ani, 5 ani, în sfârșit. Ce amintiri frumoase. Da, astea sunt amintirile. După care a venit inspirația asta. Fotbal, a venit și Revoluția. A venit Mondialul din Italia. 90, da. Îți dai seama că ăștia zic că noi am vândut pe tot. Ei s-au vrut să vândă și clubul l-au vrut să vândă și te rugai anul, săracul meu, să vinzi orice jucător, numai să aduci bani. Da. Pentru că intram într-o perioadă de imperialism, de capitalism, corect. Dai seama. Tu nu vezi acum? Nu poți să fii echipă din campionat dacă nu ești privată, dacă da. Ești de stat. Da, corect. Nu poți în prima... Da. Deci... A început o nouă viață, care a fost greu pentru unii. A fost cea mai ușoară pentru oamenii care totuși controlau România. Regretul, dacă e, poate că nevastă mea a vrut să mergem în Grecia. Să trăim acolo, în un apartament frumos, pe malul mării. Într-un oraș anume? Sau? Atena. Da. Eu am vrut să merg la Monte Carlo, pentru că... Monte Carlo în anii 80 și ceva, 90, depuneai o jumătate de milion de dolari și îți dădea reședință. Mai cumpărai și un apartament și aveai reședință. Și nu mai avea nici probleme cu taxele, cu astea, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și totuși ați ales România. Poate e un regret, dar poate n-aș fi fost fericit. Aici am fost fericit pentru că mi-au venit copii, au crescut aici, le-am adus aici de mici, cealaltă... Cea mică s-a născut în Germania, dar a cincea zi a venit aici. Cea mică a început clasa întâi aici, a fost mai greu cu cea mare, care era în clasa cincea. Dar am lăsat-o cu un an, am adus-o tot la 7 ani să înceapă școala, că acolo începuse la 6. Dar în România era mai dezvoltată școala ca în Germania. Da. Apropo de femeie, cât de atașa sunteți de nepoțică? Păi, de capul, mă uit în fiecare zi pe telefon, trebuie să vin acum de Paște. Sărbători știu că le prepetești. Am făcut acolo, da, toată familia. Am stat 2-3 săptămâni acolo, la Londra. Pe toate trei le-am la Londra. Da. Și mica termină anul ăsta și ia diploma. Trebuie să mergem acolo, îi dă, nu știu cum, cu coiful. Da, corect. Trebuie să merg cu noi, toată familia acolo, în iulie, când îi dă diploma. A făcut o facultate frumoasă. Și m-am luat, voi care numai 10. Dacă ia și proiectul ăsta ultimul de 10, încheie cu media 10. Și eu căută toate filmele astea, dai seama. Cred că stai atât de mândru. Da, da, căută filme care îi dă 3-4 mii de lire din prima, dai seama. Spuneați dumneavoastră că familia este cel mai sfânt lucru. Familia e locul unde te refugiezi. Eu am stat pe drumuri. Nu-ți dai seama, aici vin scouteri, mănâncă, se termină meciul la 11, unul vrea un whisky, unul vrea cu toate, te duci cu ei, mai treci timp cu tare, ajungi la 1-2 noapte acasă. La un timp te treabă nevasta, băi omule, ca să nu mă întrebe pe mine, am luat într-o seară cu mine. Ca să-și dea seama ce înseamnă. Ca să vadă unde pierd eu timp. Și a văzut cu tare. Și nevastă mea, dacă o întreb și acum și cu fetele, le întreb cât durează o repriză sau un meci sau câte pauze, ele barnau, pentru că n-am vrut să le... A zis, fă-ți treaba ta și lasă-le. Vreau să mă întreb, domnul Giovanni, care a fost cel mai dificil fotbalist pe care l-ați avut sub contract?
Și mai v-a făcut probleme? Probleme multe, mi-a făcut mutul, probleme multe, dar mutul mi-a făcut și poate cele mai frumoase momente. Că dacă nu făcea problemele astea, era azi poate avea și un balon de aur. Dar asta e. Au fost momente super bune cu momente, cum să spun eu, să duci un jucător, să-l duci la Dinamo cu 2 milioane la Inter. Inter să-l piardă la Hellas, nu? La Hellas Verona, da. Și atunci s-a dus la Verona, a făcut un an ca lume, pe care l-a urmărit Sacchi și l-a luat la Parma. Parma a plecat la Chelsea, să nu uităm că atunci el a plecat cu 24 de milioane de euro. Incredibil. În același an, Chivu, 18, sunt 42 de milioane. 42 de milioane cu doi fotbaliști care ne-au făcut-o în vara aia, a fost declarat agentul numărul 1. Pentru că 42 de milioane din 2002, acum 20 de ani, însemna ceva de 200 și ceva de milioane transfer atunci. Dacă comparăm. Comparație, da? Corect? Dar, a fost ultimii mohicani cu care eu am defilat în Europa. Și am defilat bine. Dacă Mutu dacă am un regret în sensul ăsta, am regretul că n-am stat cu el mai mult timp. Cum am stat cu Hagi la Brescia, de exemplu. Deci, regretul meu cu Mutu este că nu am stat, și mai ales că în primul an, când a debutat, 7 meciuri, 6 goluri, mă chema ăsta, aveam un român acolo cu el care mă chema și a dat gol, sunt la meci, mama, a luat tricoul lui Arcadi, băiatul lui Abramovici și așa mai departe. Da. Asta e. Chiar Mutu spunea că, dacă nu mă înșel și nu vreau să greșesc, a rămas impresionat la un antrenament când dumneavoastră v-ați dus la Abramovici ca și cum îl știați de o viață. Nu, eu la Abramovici m-am dus... nu la un antrenament, era după ce a semnat sau ceva de genul, prezentarea oficială, nu știu ce, și după aia Abramovici a plecat cu 5-6 bodyguards că se reconstruia stadionul, că Chelsea era un stadion, era o panoramă de stadion atunci, avea numai o tribună, o peluză și l-am văzut și zic, ei, Roman, și tot de la ei, și cu tare, păruți, mi-am vorbesc bulgărește, dar vorbând, ce mai știu, să-i sârbească și cu tare, te înțelegi, acolo, da. Undeva, te înțelegi. Și zic, da, хорошо, dar zic, ia să-mi, că badigoază și el a zis, nu, moment, ia să-mi Giovanni Becker, managerie. Mut. Și a început să facă așa, zic, nu, ia nu sunt român, eu sunt italian. Nu sunt italian, ia sunt român, da. Zic, eu nu sunt italian, Giovanni. Giovanni. Și de ce Giovanni? Păi zic, Ioan, Giovanni, Italia, e sâștă. La fel. Și zice, și ce mai vrei, ce? Roman. De exact așa. Foarte tare. Roman, zic, uite că ai zis. Am vorbit cu totul, regulă, comisionul, jucul, contract, ok, dar am ceva să spun, ce? Pentru că altfel eu nu cumpăram niciodată Rolls-Royce cu 280.000 de dolari. Și zic, Roman, uite că e situația. Totul bine, ok, nicio problemă, sper să fie și jucătorul bine, să fie o operație bună. Am vorbit și cu Claudiu, dar te văd așa. Da, zic, bă, ce vrei? Nu știu ce e Roman acum, că tratează un tratat de pace, da. E oligar, că nu, că omul nu a salvat Chelsea și cu mine s-a comportat exemplar. Și zic, sunt supărat pentru că m-am plimbat pe la Piccadilly Place pe acolo și am văzut în vitrină Rolls-Royce, Bentley și Maybach. Și? Care ți-a plăcut? Rolls-Royce. Păi și tu și nu cumpere. Ce-am plătit? Roma. Mulți bani pentru România. Și România nu există niciunul. De aia mai primul, da. Făceam puțin... Da. Ce să mai... El s-a prins, dă-i cu Tom. Până la urmă că nu-l las în pace, pune-mă la potrivit și îl cheamă pe Pete Kenyon. Pete Kenyon era managerul lui Manchester, care făcuse istorie cu ei.
cred că avea 1,5 milioane de lire. L-a chemat și el, da, 4 milioane de lire contract să refacă Chelsea, să facă la Chelsea ce a făcut la Manchester. La Manchester. Cheamă pe Pisci, ce cheamă pe contabil și spune să-i dea, să-ți dea jumate din prețul unui Rolls și jumate să, pun, să pui tu, da, să pună el. Așa am luat eu Rolls-ul. Am foarte tare. Am luat jumate în bani care luam un asta Mercedes. Nu știam. Da, da. Și mi-a dat un cadou jumate de Rolls. Recunosc că mi-a sărit în ochi și acea poză cu dumneavoastră și cu antrenorul Mutul în acea perioadă, cu Jose Mourinho. Bun. Și știu ce relație frumoasă ați avut și aveți în continuare. Cu, cu... cu Jose, cu Mourinho. Da, cu, e cu Crăciunescu, da. Da. E adevărat că va... E la un meci, nu știu, când a venit la Ploiești, la un meci al echipei naționale. Mourinho, e adevărat că a vrut să vă viziteze când erați închis dumneavoastră sau chiar a venit? Da, vrea să vină, da, vrea să vină. Nu, n-a venit, dar vrea să vină să, să mă și ajute cu bani și vrea să vină la Slobozia și așa mai departe. Mai țineți legătura cu el? Acum, în ultimul timp, dacă îl cheme acum, după ce a pierdut ieri, nu știu... 2-1 la Norvegia, da. După ce a avut 1-0. 1-0. 3 zile, 7 zile mai vorbește cu nimeni. Cum câștigă câte un meci? Giovanni, om, dă un mesaj cu 1000 de om. Don Giovanni, este conștient că oricând s-ar putea face un finish după viața dumneavoastră? Fără probleme. După mine s-a ținut Caramitru, Dumnezeu să-l ierte, care e machedonul al meu și... a trecut de două ori în avioane de la Londra la București, n-am dorit. N-am dorit pentru că să faci un film după viața, dar trebuie să să-l faci exact cu tot ce ai făcut. Și probabil am făcut și lucruri care, care nu au fost bune. Probabil, cum să spun eu, ce să mai... La început, soția mea, la început, când m-a cunoscut, ea mă întreba soacră mea cam ce meserie am eu. Și mai spuneam blănar, mai spuneam biștier, ba... pentru că umblam după bani și mai făceam multe altele și asta e. Domnul Giovanni, napoletanii practic v-au... Napoletanii sunt, fac parte din... Adoptat, am vrut să zic. M-au adoptat, m-au... cum să spun eu... Vorbiți bine napoletana? Eu mă visam în filmul ăla, în Nașul, în multe scene dintre alea, când mâncau ei și... găteau ei spaghete și în sfârșit, dar asta e, de acolo eu am rupt-o pentru că dacă nu rupeam acolo și nu mă despărțeam, am avut un prieten acolo care îl chema Pietro Longo, care eu și încă doi prieteni, spune lui Hugo, spune băi Hugo, îl cunoșteam de aici, în România, practic, ne-a luat, ne-a așteptat. La... era totul pus la punct. Ce... vezi, spun ceva, la noi e bine, ce facem aici, ce făceam și în România, tare, ce, dar te-am luat și câteva palme de la un carabinier, nu e o problemă, 2-3 luni, dacă ne prind ăștia cu ce facem și ce, nu e o problemă, dar când citim ziarele, curierele la seara și vedem Ergastol, 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 pe viață, pe viață, pe viață, tu dă-i seama, toți erau... toți erau pe viață. Da. Dar e adevărat că vi s-a propus oarecum să intrați în Gomora? Să facem și noi, să creștem, să... Și ce a spus? Nu, mulțumesc. Nu, noi venim de acolo, avem altă mentalitate. Și a zis, ok, a dat ordine cu tare, cu tare, și a zis, mergeți acolo și luați ceasuri de-astea așa, Rolex, de-alea, de-alea și vin despre stradă. Ceasul era de aur. Da. Mașina era Poveda, sau știu eu ce, Atlantic, sau da, ce da, era da. Pe timpul incredibil. Ăla. Și un ceas de la, că clientul, că ocazie, nu? Da. Bani da. Erau furate, bani nu știu ce, bani nu știu ce. Și ziceau, un ceas de la, costa 15-10.000 de dolari. Corect. Atât. 12.000-17.000, depinde de ce Rolex de ceas, era. Da. Sau de ce cartier era, sau... Și atunci, noi îl dădeam cu 2.000-2.500-3.000. Îmi dădea 100 de dolari, la 2.500-3.100 de dolari. Vindeai 2-3 pe săptămână, vindeai 12-10 pe lună, luai salariu mediu. Corect. Fără probleme, mergând pe stradă, Caterinca, la Capri, colo, colo, colo. Lent, bine îmbrăcat. Cu un fiat de la mic, na, 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 na. Asta e. Și am început, eram... Și așa am început și ne-am îndepărtat. Încet, încet. Am o curiozitate de apropo de Napoli. L-ați cunoscut pe Maradona acolo? Pe Maradona nu, pe Maradona l-am cunoscut mult mai târziu, l-am cunoscut la Sevilla. La Napoli n-am mai cum să-l cunoști pe Maradona, pentru că Maradona la Napoli
putea să intre cu un avion plin de droguri, nu-l controla nimeni. Incredibil. Nu-l controla nimeni, nimeni. Păi dacă Maradona are de plătit nu știu cât. Da. Putea să intre în Italia cât vrea el. Ați observat, da, avea de plătit și el intra la, venea la meciurile. Maradona e San General lor. Da. Asta e. Câte limbi vorbiți, domn Giovanni? Păi vorbesc câteva, că m-a forțat viața, nu, dai seama, dacă eu am făcut latină la liceu, mi-a fost ușor să învăț franceza, da. Mi-a fost ușor să învăț italiana. Spaniola? Spaniola cu nevastă mea, cu nevastă mea am vorbit franceză aproape 8-10 luni. După care iau pe mama, iau pe sori mea, iau pe cutare, ăla, cum ta, la, m-am trezit după un an vorbind spaniolă fără să îmi dau seama. Fără să vă dați seama, da. Da. Germana bănuiesc? Germana, pentru că germana a fost limbă care trebuia să dai pentru cetățenie, pentru... Dumneavoastră chiar spuneați că în Germania v-ați format oarecum ca... Germania m-a reeducat. Reeducat, da. Pentru o altă. Deci în Italia a fost... Germania a fost o altă societate mult diferită de cea de, da, din Italia. Da. Pentru că eu la Milano n-am trăit. Doar mai târziu am dus jucători, da, și mi-am dat seama ce înseamnă Milano. Dar eu veneam de... Când te duci de la Roma mai jos, te duci în sud. Da, sudul. Și dacă te duci și mai jos și îți dai seama, am fost și la Foggia și la Bari și m-a dus viața cu business-ul. Cu business-ul. Dar când am ajuns în Germania, în comparație cu Napoli, eram într-o lume, altă lume. Băieții ăștia, bărbații ăștia până în 40 de ani, ce trebuie să facem ca să răzbim în viață? Să răzbim în viață? Păi, știu eu, nu prea mă pricep la fenomenul ăsta al vostru. E un fenomen frumos. În general, am nevoie de un sfat de la noastră. Ce să fac ca să progresez? Să ai un tupeu, da, nelimitat, dar civilizat. Da. Dacă aș putea să găsesc cuvintele, astea sunt. Nelimitat, dar civilizat. Cum a fost tupeul meu cu Abramovici? Nelimitat. Dar civilizat. Dar civilizat. Fără să deranjezi. Și puțin teatral. Dulceața. Încât ce a zis? Păi ce mai contează eu dacă am dat 30 de milioane și cu ce îi dau jucătorul și cu ce am dat și lui și cu tare? Ce mai contează încă 100? Da, i-am făcut o... Și uite cum vorbesc eu de Abramovici, da, când acum toată lumea poate să zică cine? Ăla, oligar, da, 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 tare. Da, da. Ce să zic eu? Sau ce să zic eu de Rina Tahmeto? Care mie mi-a luat 5-6 jucători și m-a ținut în braț. La fiecare transfer erau 10 balerine care dansau, un muzicant de-al lor frumos și cânta filme de-astea, că și la ăstora le plac de-astea de... Normal. Înțelegi? Și mă simțeam în apele mele cu... Dai seama. Vreau să-ți mai spun o amintire interesantă cu Gică Popescu. Chiar vă rog. Gică Popescu era la Tottenham. Vine Gașpar, vicepreședintele, care mai târziu devine președinte. La Barcelona. Barcelona, da. Și mă duc la Londra. Gașpar era acolo cu hotelurile, că el avea prin Sfânta Sofia și nu știu ce lecții dădea la alte hoteluri. Și dă-i cu Gică Popescu. Președinte acolo era unul Alan Sugar. El cunoaște Ilie Dumitrescu, unul dintre bogații Londrei atunci. Mai mult cu fizică, cu el mă înjura, mă cutare, era... În sfârșit. Vine la un hotel Dolcester, și intră el, eram cu Popescu și cu Gaspar și vorbeam și el văd așa, intră și nu-l lăsa aia la poartă, că trebuia să ai o cravată. Și el spune că sunt Alan Sugar, nu e nimic, l-au blocat, da, până când am unul la recepție, a adus o cravată, i-a făcut și not și a venit. Dă-i cu tare, și până la urmă, facem contractul, dă-i cu tare, Gaspar. Eu pe Gaspar îl cunoșteam de înainte, am fost acasă la el, am văzut că avea cruci catolic de ăsta, regea duminică, da, la biserică cu nevasta. Și la Prințesa Sofia. O zi, a doua, zice, zic, băi, Iohann, era Ronald Koeman, era ăsta la altul, cum îl cheamă? Guardiola cumva? Nu, Guardiola juca atunci. Erau străini care dormeau la Prințesa Sofia. Adică veneau și luau micul dejun, da, 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 acolo. Și vine și Gaspar avea birou lipit de Prințesa Sofia. Și Giovanni, ai făcut contract? Da. Nu l-am făcut, Honzi. Păi te așteaptă Mercedes. Ok. Ce, cum ablamă? Cum am vorbit? Cum am vorbit? Zic, de 1.200.000 de dolari, era în dolari atunci. Neto. Și să vadă Mercedes cât e bruto, ca să scrie bruto. Da. Da, să calculez. Și nu,
Privanii, că noi am vorbit de 1.200.000 bruto. Popescu de față. Tu îți dai seama? Popescu lua acolo 800.000 neto. Da. Și venea aici pentru 1.200.000, de aia vii la un altul, nu? Normal. Dar bruto însemna că îi rămâne mai puțin decât câștiga acolo. La Tottenham. Și Popescu se uită pe mine, zic, bă, ăsta mă crede că eu sunt tovarăș cu ăsta, ce dracu? Da, 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 am aici, da, exact. Păi zic, bă, Juan, tu hablas în serio? Da. Tu vorbești serio? Da, da. Și uitați-vă, bă, tu ți-am zis, ce îmi vine în minte? Bă, ce să-i mai dă, să-l împuși, ce să-i faci, ce îți dai seama? Normal, în momentul atunci. Bă, și îmi vine în minte, zic, bă, un om care e cu Dumnezeu, cu în casă, cu nu știu ce. Secunda aia. Ia mă pune un genunchi și zic, Juan, fii atent aici, să uita toată lumea ce fac. Uite, zic, eu fac crucea mea ortodoxă și jur pe ce am eu mai scump, copii, nevastă, tată, mamă, tot, că noi am vorbit de 1.200.000 neto. Neto. Zic, acum fă și tu la fel ca mine, jură cu crucea ta catolică și plătesc eu diferența. Da. Bă, l-am lovit exact în ce îl dorea el pentru. S-a trezit așa și zice, okay, calmă-te, ok. Vas de Mercedes, 1.200.000 limpede de impozit. Că am început să râdă, Popescu, dai vedeți, seama. Vedeți, domn Giovanni, dacă ați fost atent la detalii. Păi da. Nu, mi-am lăsat minte, mi-a trecut, mă, ce să-i jilos, să le-ai de gât să-l omor, Popescu, dai seama ce credea de mine. Da. Astea sunt sclipiri. Sclipiri, da, exact. Da, că altfel secunda. Te faci de râs, dai seama, ce face băiatul? Se întoarce înapoi. Asta e. Mai am o întrebare pentru noastră. Ați fost vreodată trădat de apropiați, de prieteni? Uf. La prima oră. Cum să nu? Și când ești trădat, ce? Cum să procedăm? Dacă eram la Napoli, știam cum să procedez. Dacă aveam banii de la Napoli, știam cum să procedez. Dar acum, la 70 de ani și cu nepoți și cu fete și cu asta, trebuie să nu-i bagi seama, să zici apă și sare. Adică apă, sarea topit-o și cu asta. Apă topit, apa, sarea și cu asta, basta. Da, că eram la Napoli, aveam metode simple, dar eficiente. Simple, eficiente. Fără efect, fără urmări tragice. Fără urmări. Pur și simplu. Domnul Giovanni, eu mulțumesc din suflet că m-ați primit. Și eu vă mulțumesc. Pentru mine a fost o lecție de viață și sper să ne mai primiți pe la dumneavoastră. Oricând, dar nu prea des. Nu prea des, că da. Cei mulți frică. Cincinal. Nu, dacă facem de două ori pe an sau o dată pe an, e civilizat.